Astăzi este ultima zi a mini-vacanței prilejuite de sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. A fost cel de-al cincilea weekend prelungit în condițiile în care 11 dintre cele 14 sărbători legale stabilite de stat au picat în cursul săptămânii. Precedentele ocazii au fost în luna ianuarie, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor, de Paște, de Ziua Internațională a Muncii, și în luna iunie, de Ziua Copilului și Rusalii. Poate prea multe zile libere, spun unii. Mi se pare prea multe. Nu știu, noi care lucram și sâmbăta și duminica, munceam. Nu stăteam atâtea zile libere și mi se pare nenormal. Absolut nu e normal. Așa spun eu, după părerea mea. Are prea multe. Prea multe zile suficiente, să știți. Are. Înainte erau așa multe zile libere? Nu. Noi munceam și duminica, ne chemea de acasă. Din punctul meu de vedere, da, au destul. Eu lucrez la privat și cei de la stat consider că au mult mai multe zile libere decât aș avea eu, care lucrez la privat, cum am spus. Sunt suficiente. Cu concediu, cu tot și cu ce dau statul, e numai bine. Cred că ar mai trebui. Cred că sunt prea puțin. Da. Foarte multe, în opinia mea. Chiar da. Prea multe? Da. Față de trecut, sunt un pic mai multe zile libere și cred că sunt suficiente. Sunt prea multe. Libere legal, da? Da, prea multe. Înainte era așa? Nu, asta e important, că să comparăm cu tovarășul. Nu. Pur și simplu, s-a trecut la prea multe. Următoarea mini-vacanță va fi la începutul iernii, când vom sărbători Sfântul Andrei și Ziua Națională pe 1 decembrie, pentru ca apoi să încheiem anul cu prima și a doua zi de Crăciun, care vor pica lunea, respectiv marțea.